Așa cum la cererea multor credincioși s-a rânduit începând de luni, deși săptămâna aceasta este harți, noi facem o jertfă să-L spovedicim. Și luni, marți și miercuri vom ține cu toții post, pentru că joi este o zi mare, este Sfântul Sinod, și pregătindu-ne cu post, Dumnezeu va lumina pe toți membrii Sfântului Sinod să aibă gândul cel mai frumos pentru adevărul care trebuie pus în lumină al acestui ținut al Tomisului, pentru care, iată, ne zbatem nu pentru altceva, ci pentru adevăr. Nu vreau eu vreun rang, dar vreau ca adevărul despre ținutul acesta, care a fost provincie romană dinainte de Hristos și iată a devenit și mitropolie în secolul IV și a fost până în secolul XIV, Dumnezeu să rânduiască că puterea Lui este cea mai mare și dacă pe Dumnezeu îl rugăm, nu greșim niciodată. Să ne ajute Dumnezeu să ținem și acel post de 3 zile, luni, marți și miercuri. Doamne ajută să fim cu toții în bucurie, în lumină, în toate zilele, să ne rugăm și să aducem jertfă plăcută lui Dumnezeu. Amin.